nu credeți, nu? Ne-am întors cu ceva cu reclame. Ce De care, așa cum știți, n-am mai avut timp. De acum că am retras emisiunea de la televizor, avem tot timpul din lume. Astăzi reluăm mizeria asta cu boli. Mai exact, ce boală și-or fi ales cei care fac reclame cu oameni bolnavi? Dom'le, pentru prima dată în viață, m-am uitat la o reclamă. <coughs> Scuze, ce-am plâns ca la Izaura. Cei tineri sunt... Izaura, Izaura, cine e Izaura? Of, aveți restanță la telenovele, dragi copii? E la ce credeți că e reclama? La ulei, frate. Da, mărturisesc. Sunt Dragoș și am plâns la o reclamă la ulei. Nu mă n luasem pe ulei. Nu, nu mai beau alcool Dan bun. Ha, ha, ce glumă, ce să zic. A fost odată ca niciodată un băiețel care avea un pet. Cei doi călătoreau împreună, se distrau împreună, dar într-o zi din greșeală, pet era cât pe ce să ajungă la tomberon. Vă dați seama? Un copil avea ca prieten în anul 2023, vorba aia, o sticlă din plastic. Ai, mă, că iar îmi vine să piș ochii. Cât de singur să te simți, să fii, ca să ai ca prieten, o sticlă din plastic. Și goală, vorba aia. Da, ci că tocmai se despărțise de cel mai bun prieten, o piatră, și cunoscuse la ziua unui coleg din clasa a treia această sticlă de ulei goală. Cât de trist. Pet. Petul e polietilenă tereftalată, da? Poli. Așa o alinta copilul. Dar, dar, să vedeți, tragedie. Din fericire, cineva l-a salvat și l-a trimis în tunelul magic. Și ca prin minune, Pet s-a trezit din nou acasă. Iar de acum îl chema Arpet. Du mai departe și tu povestea lui Arpet cu noua sticlă verde unde lemn de la bunica. Păstrează aceeași calitate, dar are grijă și de natură. Nu știu dacă trec eu într-o perioadă sau ceva, dar e mai, e mai impresionant decât Titanicul, domne. Ok, n-am mai încăput și Leo pe basa aia de lemn, l-a înghețat, mai moare lumea. Bă, dar da, acest copil și-a recăpătat prietenul care a fost furtecat la propriu, făcut prahat, praf, cum să zic. Iar acum are un prieten reciclat. Bă, nu, n-ai cum să compui asemenea tâmpenii, da? Deci copilul ăla nu iese la joacă, nu nimic, stă în casă toată ziua cu a bătrână, care clar e dusă cu pluta, și aia bătrână îl face de cap. Ia aici de la mama e o sticlă de plastic, e cel mai bun prieten al tău, de da? Și stai, stai, că o să vină în vizită și vecinul de la patru, cu o pungă de un leu, vă jucați până din seară ca nebuni. Mi-e greu să cred că nu vorbim de o tulburare psihică aici, dacă cel mai bun prieten al unui copil e o sticlă din plastic. Și e la fel de limpede că doamna bunica îi hrănește această pasiune pentru plastic copilului. Ce-o fi în casa aia? Mă rog, să fie la ei acolo. Totuși instituțiile, băi, interveniți! Acest copil e mor după plastic de aia să și fac fetele în ziua de azi în, 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 toate felurile. Dacă îi creștem pe băieței de mici să fie morți după plastic, păi e frumos? Și acum ceva foarte frumos așa, tot pe <gătos> suferință. Salut! Eu sunt Alex. Colegii de birou râd de mine că sunt ipohondru. Nu e adevărat. Pur și simplu eu mă pot îmbolnăvi foarte ușor. Colegii îmi spun că sunt ipohondru, dar nu, eu nu sunt. E fix ce-ar spune un ipohondru? Bosule, ești în faza negației. E normal să nești, dar ești. E limpede, se vede. Stați, că veți vedea, că vom vedea, ca să zic așa. Chiar, chiar așa e. Vă spune asta un ipohondru? Nu e adevărat. E nevoie de un ipohondru ca să recunoască un ipohondru. Oricum, de principiu, când foarte mulți colegi spun ceva fie sunt niște nenorociți și te bulinguiesc aiurea, fie e foarte probabil să aibă dreptate. E, aici pare că au. Stop it. Get some help. Și acum priviți fața acestui băiat care nu, nu, nu e ipohondru deloc. Dar am Chiober certificat plus cu ion de argint, cu efect testat asupra stafilococului auriu și ecoli. Și asta, cum să zic, mă liniștește. Bă, e clar, dă din cap, nu vedeți, suferă săracul, are mec la aia, nu, no, nu, mie nu-mi place deloc să suces gâtul puiilor, nu, 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 găleata aia de pui morți nu e a mea, nu știu cine a adus-o, vă rog frumos! Nu! 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 Spotul e amuzant de bolnăvior în sensul că și Căbăr îl face ipohondru pe băiat, da, ne face cu ochiul la modul, e, nu, e... Cu să nu fim mă? E ipohondru, normal, de la încolo. Altfel, de ce ar mai fi pus să facă fața aia de băiat care cinează în beci cu posterul Pamele Anderson și două sticle din plastic? Dar altceva e cu adevărat deranjant. Căbăr targetează ipohondrii, cu bună știință. Într-o epocă plină de pandemie și boli și diverse psihoze, vin băieții cu vopseaua și exploatează frica oamenilor. Panica! La fel ca presa, hă? Damn! Așadar, această vopsea are efecte stat împotriva stafilococului auriu și E. coli. Și întreb, bă, ce înseamnă, bă, efecte stat? Adică dacă am ecoli și beau o găleată de vopsea, îmi trece? Hm? Dacă am uh, ecoli ăsta pe perete și dau cu vopsea. Gata, l-am miırlit pe fraier. Și încă o întrebare. De câte ori s-a descoperit, domne, uriu într-o casă particulară, ca să zic așa. De câte ori a luat cineva uriu de pe pereții unui apartament? Aud Adică, vă întreb așa, câți dintre voi au stat așa într-o seară și au zis Marinelo, Marinelo, noi cred că avem stafilococ auriu, Marinelo, în pereții ăștia. Să mor, deci i-am lins de dimineață, știi cum mai fac eu, că ling lingvar să-mi să treacă de dor de posta nevastă și am lins pereții și acum mă simt nasol, mi-e greață, așa, mi-e, mi mie, ce prost ești, bă, Dorule? Ai luat e coli, bă, că, că eu creșteam e coli pe pereți, n e pasiunea mea. Acum știi tot. Ia, mă! Alo, băieții, lăsați oamenii bolnavi în pace și nu, nu mai profitați de pe urma spaimelor ori, de pe urma celor care chiar suferă și încearcă să se trateze de diverse afecțiuni psihice. Și apropo de boli, ceva foarte grețos biceptul tată A fost, A fost foarte, foarte frumos <gri> tu? A fost foarte frumos Ar trebui să ne mai vedem, nu? Mi-a luat vorbele din gură Băi, <gri> băi, băi Stați, bă, fată! Fată dragă, totuși cât de Cât de hotărâtă să fii Nu-l vezi că are Bărnău roșu și pantuneric. Chiar i-ai fi luat limba în gură În halul în care e Acum, nu că mă apuc să vă dau sfaturi, dar se poate și fără să fiți față în față. Da, iar îmbrăcată în asistentă și cu mască și cu... Ce să zic, poate să fie într-un fel. Chiar și prin izoletă, na, fiecare după posibilități. He, Mă chiar e scârbos. Omul e plin de muci. Vedeți, bă, dragostea. Pasiune, bă, flacără care arde, 39 cu 6. De băiatul zic, febră, 39 cu 6 la umbră. Da, deci biseptol e simplu. Spune, bă, e bun împotriva răcelii. Nu ne face să trecem prin greața asta. Oamenii sunt ok, actorii zic. Totul bine și frumos, doar că, bă, e cu muci, e, e... Stropește băiatul ăla cu strănutul, îți vine să pornești tergătoarele și pe interior, naiba. Hai, pa, asta a fost, trimiteți reclame pe care vreți să le facem praf. Mulțumim!